Un echipaj din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit ieri pentru control în localitatea Moisei un autoturism înmatriculat în România. În mașină se aflau trei bărbați care, odată ce mașina a fost oprită, au aruncat două plicuri pe partea carosabilă. La volan se afla un cetățean român în vârstă de 19 ani, iar în calitate de pasageri, alți doi cetățeni de 21 respectiv 33 de ani, toți trei domiciliați pe raza județului Maramureș. În urma verificărilor specifice efectuate asupra tinerilor și autoturismului, polițiștii de frontieră au descoperit în total trei plicuri de tip Ziploc, două aruncate pe partea carosabilă și unul pe podeaua din autoturism, ce conțineau o substanță albă cristalină de aproximativ 2,36 de grame. Drept urmare, plicurile cu praf alb au fost ridicate în vederea expertizei și continuării cercetărilor. Tinerii au declarat că nu știu cum au ajuns pliculețele la ei în mașină. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, cumpărare sau deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept.